6 mai. Biruința prin veghere. Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Marcu 14:38. Ispitele pot fi peste tot în jurul vostru și totuși voi sunteți în siguranță atât timp cât voi nu intrați în ele. Mulți dintre noi sunt biruiți de Satan, deoarece merg direct spre ispită. Este treaba noastră aceea de a ne păstra departe față de oricine și orice ar putea avea tendința de a ne depărta mintea de la datorie și de a ne distrage atenția minții de la Dumnezeu. Dacă sunteți obligați să fiți în societatea celor răi, nu sunteți obligați să intrați sau să vă angajați la răul lor. Voi puteți, prin rugăciune și veghere, să rămâneți nepângăriți de răul ce se manifestă în jurul vostru. Privegheați și vă rugați, este o poruncă deseori repetată în Scriptură. În viețile celor ce se supun acestei porunci, va exista un izvor ascuns de fericire care va binecuvânta pe toți acei cu care vin în contact. Acei care sunt cu un caracter iritabil și ursuz vor deveni plăcuți, blânzi, amabili. Cei ce sunt mândri vor deveni supuși și smeriți. Omul nu poate fi creștin fericit dacă nu este un creștin veghetor. Cel care vrea să biruiască trebuie să vegheze, deoarece prin încurcăturile lumești, eroare și superstiție, Satan se luptă să câștige pe urmașii lui Hristos de la el și să păstreze mințile lor ocupate cu înșelăciunile lor. Nu este suficient ca noi să ocolim pericolele evidente și acțiunile nepotrivite și periculoase. Noi trebuie să ne păstrăm aproape de partea lui Hristos, umblând pe cărarea tăgăduirii de sine și a sacrificiului de sine. Nu trebuie să permitem simțurilor noastre spirituale să fie orbite, așa cum deseori sunt, exercitând o voință puternică și hotărâtă. Și cu scopul de a descoperi artificiile lui Satan și de a rezista atacurilor sale neprevăzute, noi trebuie să avem harul lui Hristos și împărtășirea Spiritului Său. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că avem diferiți dușmani, nu declarați și pe față ca dușmani care vin cu cuvinte nesincere, ci cu cuvinte frumoase care ar înșela dacă ar fi cu putință chiar și pe cei aleși. În felul acesta vine Satan și din nou, când se potrivește cu scopurile sale, el se năpustește ca un leu care răcnește căutând pe cine să înghită. Voința omului, dacă nu este păstrată în supunere față de voința lui Dumnezeu, adeseori este de partea vrășmașului, așa ca și când ar fi de partea Domnului. De aceea vegheați în rugăciune, vegheați și vă rugați întotdeauna.